Holul centrului de transfuzii Giurgiu nu mai este la fel de aglomerat ca în alte luni. Numărul scăzut de donatori e pus și pe seama perioadei de concedii, dar în general giurgiuvenii nu mai sunt interesați să doneze sânge. Zilnic, în jur de 7 persoane vin să doneze, în timp ce spitalele au mare nevoie de sânge. Există solicitări de la Spitalul Giurgiu și solicitări de la spitale din București, unde sunt internați giurgiuveni. Se prezintă atunci familia, prieteni, cei care vor să ajute. Chiar și în condițiile unui spațiu renovat, numărul donatorilor nu este mai mare. În afară de clienții fideli, sunt puțini cei care aleg să treacă pe la centrul de transfuzii pentru a dona pentru prima dată. Medicii de aici spun că au existat cazuri în care anumite persoane nu au fost acceptate ca donatori, pe motiv că donarea nu ar fi făcut bine nici celui care dona, nici celui care primea sânge. Ca de fiecare dată, este lansat un apel celor care sunt apți din punct de vedere medical să doneze. Cred că toată lumea e convinsă și dacă nu e convinsă, putem să le aducem aminte și să le subliniem încă o dată că sângele înseamnă viață. Deci venind aici, aveți șansa să dați viață semenilor.